Există, uite, foarte multe conflicte între șoferi, tu ai merit în asemenea conflicte Da, și este am foarte fost, dificil bine, să... nu de foarte multe ori, dar au fost câteva situații care m-au marcat și mi-au marcat și permisul de conducere, dar niciodată n-am Păi recunoscut. Știi, da, noi nu dar există o recunoaștem că... solidaritate între șoferi, pentru că am impresia că ei, Bine, de atunci foarte când... puține ori, pentru că în Europa, când circulam cu mașina și să mă pomeneam într-o situație mai delicată, să știi că șoferii de acolo sunt mult mai solidari, mai prietenoși sau știu, au niște reguli foarte, foarte bine stabilite Și și responsabilitate, responsabilitate, da. onestitate. Și analizează foarte bine situația de conflict, dacă este vinovat sau dacă nu își cere scuze. Adică e un fel de altă comunicare între șoferi. La noi sunt foarte impulsivi, da, cred că Da, toți uite, observ se chestia vor asta, dar regăsi în niciuna asta, răutatea această asta, care abia așteaptă situație. să se manifeste atunci când se întâmplă un Da, conflict. și nu recunosc vina, se învinovățesc unul pe altul și de asta se ajung la conflicte și chiar și la judecăți și de tot felul. Ei, dar uite că autoritățile vin cu niște reguli care poate cumva să-i predispună pe șofer să fie mai buni. Și uite că din 2019 a intrat în vigoare hotărârea formularului Constatarea amiabilă de accident, care poate fi aplicată pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul Republicii Moldova, în urma cărora au rezultat numai daune materiale nesemnificative și în care au fost implicate două autovehicule. Timp în așteptare echipajului de poliție. Toate sunt în trecut datorită constatului amiabil. Din 8 septembrie 2019, potrivit noilor reguli, în cazul unui accident între două unități de transport care dețin polisa de asigurare obligatorie autovalabilă, în care dauna este mai mică de 15.000 lei, iar unul din șoferi își recunoaște vina, unde nu sunt persoane cu vătămări corporale și alte deteriorări de bunuri, participanții la trafic pot completa și semna constatul amiabil pe loc fără să mai aștepte echipajul de poliție. După care, acesta trebuie prezentat în termen de 2 zile lucrătoare la compania de asigurări a șoferului vinovat de accident. Apropo, locul accidentului trebuie să fie filmat și fotografiat din diferite unghiuri. Cere formularul constatului amiabil de la asiguratorul tău. Acestea trebuie să existe în fiecare unitate de transport. Pentru mai multe detalii, accesează pagina web a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, www.cnpf.md. Mai multe detalii aflăm de la Liliana Cojocaru, șef direcția asigurări în cadrul CNPF. Bună Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața! Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Da, vrem să vorbim despre această lege care, deși în 2019 a intrat cumva în vigoare, mulți șoferi încă nu cunosc despre existența acesteia și nici nu știu cum să o pună în aplicare. Să ne aducem aminte despre ce presupune această lege și ce ar trebui să știe șoferii. Da, formularul de constatare amiabilă permite soluționarea alternativă a unor conflicte care apar ca urmare a accidentului rutier și foarte mult ușurează viața șoferilor pentru că le economisește în principal timp și este... bani și nervi și stres și de toate. Desigur. Vreau să menționez că este o procedură benevolă care poate fi aplicată doar în cazul în care ambii șoferi sunt de acord și unul dintre ei recunoaște vina. Da, sunt niște criterii, da, să nu depășească dauna mai mult de 15.000 de lei, să nu fie o daună foarte gravă. Da, să nu fie implicate mai mult de două vehicule în accident, să nu depășească dauna 15.000 de lei, să aibă posibilitatea să facă poze la fața locului și de asemenea să fie foarte prudent, să nu fie accidentate și... altceva, cum ar fi indicatoarele rutiere, nu știu, garduri, precum și să nu fie vătămări corporale la persoanele care sunt implicate sunt în accident. Implicate. Da, dar această sumă de 15.000 de lei, cum se face corect evaluarea șoferilor? Pentru că de cele mai multe ori, din această cauză, pentru că nu se evaluează corect suma daunei, șoferii ajung la conflicte și la chemarea unui echipaj de poliție. Bine, este o evaluare prealabilă, haideți așa să spunem, pentru că nu este fix, că nu sunt șoferii cei care pot stabili cuantumul despăgubirii. Dar dacă este o daună nesemnificativă, șoferii pot aplica constatarea amiabilă. În cazul în care ei nu se simt siguri că este corect pentru ei, pot apela liber la... pot apela la serviciul 112 și solicita un echipaj de poliție astfel încât să se simtă absolut în siguranță. Dar să ne spuneți acum, din 2019 și până în prezent, cât de mulți șoferi au apelat la acest regulament și și-au rezolvat problemele foarte pașnic, fără să intre așa în conflicte de-astea și costisitoare, dar și grave.
destul de mulți, circa 35-40% din totalul accidentelor se regularizează prin procedura de constatare amiabilă, adică este din circa 18-19 mii de cazuri regularizate de către asigurători anual, 7-8 mii sunt regularizate prin procedura de constatare amiabilă. Și cred că asta este destul de bine și frumos pentru șofirii aceștia care s-au soluționat problema. Acum, dacă trecem un pic la partea practică, da? Nu ne dorim să se întâmple accidente, dar în caz că ne privesc acum șoferii, trebuie să știe care e procedura corectă, ce pași trebuie urmați pentru a aplica această lege. Deci, s-a întâmplat accidentul? Da. E unul minor? S-a oprit. Ce șoferii fac șoferii? Ies, încep să discute ce se întâmplă după procedura legală. Șoferii, în primul rând, trebuie să fie siguri că au asigurare. În acest caz, numai decât fac poze, trebuie să fie foarte atenți când fac poze, pentru că ele trebuie să conțină atât panorama generală a accidentului, trebuie să fie vizibile numerele de înmatriculare, atât ambele vehicule, cât și fiecare vehicul în parte unde este efectiv cauzat paguba. În cazul în care sunt cioburi, nu știu, ceva a căzut jos, tot se fixează sau urmele de frânare, dar este important de asemenea să fii foarte atenți în trafic, pentru că când faci pozele împrejurul vehiculului este... Deci traficul nu se oprește? Nu se oprește, da. Așa, după aia ce fac? Pentru că, da, unul recunoaște vina, este un lucru foarte important. Ce fac tu și cu fotografiile, cu recunoașterea vinei? Unde merg? Ambii șoferi implicați completează formularul de constatare amiabilă. De regulă, asigurătorul îl eliberează la momentul încheierii contractului, dar în cazul în care nu-l aveți la dumneavoastră, puteți în orice moment solicita de la asigurătorul cu care aveți încheiat contract. Este un formular autocopiant pe care îl se completează în două exemplare și mergeți cu el la asigurător. Totuși sunt șoferi care obișnuiesc să cheme echipajul de poliție chiar și în cazul accidentelor minore cu daune de sub 15.000 de lei și din ce motive fac asta cel mai des? Că nu se înțeleg cu al doilea șofer, că nu-și recunosc vina. Care sunt aceste probleme care... Eu consider că în primul rând este momentul că șoferii nu cunosc despre această posibilitate și de asta este important să le comunicăm și să fim foarte deschiși privind existența acestei proceduri. Totodată, probabil că este frica, pentru că nu sunt siguri care este cuantumul despăgubirii și asta ar fi, cred că, cele mai des întâlnite dificultăți. În Europa, șoferii sunt mai solidari, mai înțelegători unul cu altul, pentru că ziceam cu Alexandrina că la noi se observă așa un fel de răutate, o ranchiună. Deci uită de partea asta umană că se poate de rezolva, se poate de împăcat. Noi totdeauna salutăm soluționarea amiabilă și de bun acord a ambelor conducători. Este important de ținut cont că unul dintre șoferi trebuie să recunoască vina, din acest motiv poate este puțin mai complicat să utilizeze formularul. Ce se întâmplă în cazul în care agentul de asigurare nu vrea să acopere cheltuielile pentru că... Da, pentru că se întâlnesc multe probleme și provocări și cu companiile de asigurare. Uneori pot să-ți refuze să aloce suma aia pentru a repara daunele aduse mașinii. Da, dar legea limitează cazurile în care asigurătorii pot... Dar care totuși sunt cazurile în care compania de asigurări poate să refuze repararea acestui bun? În situația în care nu sunt respectate acele 5 criterii care sunt stabilite în lege despre care am vorbit anterior. Spre exemplu, nu există poze sau nu sunt doar două vehicule, sunt trei sau este o persoană cu vătămări corporale, atunci este situația de refuz. Dar refuzul asigurătorului nu limitează persoanele de a merge la organele de poliție să instrumenteze dosarul ca de obicei. Ah, dacă nu rezolvă, da, cum da, e prevăzut în regulament, să pot să duc. Pentru că noi avem un coleg și am discutat că este o regulă foarte atrăgătoare, dacă poți să-ți rezolvi problema liniștit, pașnic, și tergiversa agentul de asigurări să-i rezolve problema, să-i ofere acea sumă care cumva trebuie să acopere daunele. Și undeva 2-3 luni tot bătea la ușa asiguratorului, hai, unde e suma, că... Ce faci în cazul ăsta? Actualmente termenul de regularizare a dosarului este până la 30 de zile, dar în cazul în care drepturile sunt lezate sau nu este
nu este mulțumit de modul de regularizare a dosarului, beneficiarul asigurării întotdeauna poate să se adreseze la CNPF, fie cu o petiție, fie să obțină o consultație la telefonul consumatorului, dar să-l spunem 022-859595. Uh-huh. Acolo mereu este cineva care o să răspundă la întrebările cele mai strigente. Da, această lege e pusă în aplicare și atunci când e implicat un vehicul obișnuit și cu un vehicul din traficul rutier, de exemplu, troleibuz rutier și toate vehiculele de acest gen? Toate vehiculele care au asigurare obligatorie, uh-huh, RCA, respectiv... Două la număr maxim. Două la număr maxim. Da. De ce îi scutește pe șofer la modul practic, da, și de amendă, de puncte? Inclusiv de permis? Amendă și de puncte de penalizare. Pentru că nu mergeți la poliție, nu se întocmește procesul verbal contravențional și, desigur, le salvează foarte mult timp. Noi vă mulțumim mult pentru că ați făcut un pic de lumină, da, și telespectatorii TV Moldova vor avea ocazia să vadă acest spot care îi informează cum pot să apeleze la acest regulament și, evident, să fie mult mai solidar și mult mai deschiși pentru a-și rezolva problemele pașnic. O zi frumoasă să aveți! Vă mulțumesc!